Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Am cer scuze pentru zgomot, avem un cățeluș aici al vecinului. Vreau să vă arăt rodiu din semințe pus acum 2 ani în ghiveci. Și anul acesta, în primăvară de vreme, l-am scos la aer. E un pic polit, dar mai sunt și părți verzi din el. Arată destul de bine, ținând cont că a stat în casă un an. De fapt 2 ani, că e pus acum 2 ani. Anul acesta o să-l iernăm afară. Să sperăm că o să supraviețuiască. Mai avem unul cumpărat de la o firmă din Spania, care are 2 anișori, de fapt 3 acum. Dar care este mult mai mare, a iernat afară. Numai că momentan nu a înfrunzit, nu a ieșit din perioada dormindă. Imediat o să vi-l arăt. Este acesta. A avut mulți lăstari anul trecut, anul ăsta o să-l tăiem. O să las numai 2-3 șarpante viguroase. Rodiu are tendința de a deveni de a face mulți lăstari și a deveni nu se face pom ușor. Devine din cauza lăstarilor destul de stufos și trebuie tuns destul de drastic, mai ales în perioada de vară. A iernat cu bine, eu am tăiat o crânguță aici jos, să văd dacă mai este verde, și este în regulă, este verde, are sevă în el, numai că trebuie să așteptăm să iasă din perioada de somn pe care a avut-o peste iarnă. În momentul în care o să-l tai, dar îl mai las o săptămână cel puțin și după aceea o să-l tai. El de obicei trăiește până la, adică supraviețuiește la minus 9-10 grade fără nicio problemă. Și dacă tot am ieșit în grădină, dragi prieteni, am adunat și câteva verdețuri să facem o sălățică. O salată, mai ales că o să fie câteva zile de frig, e bine să luăm câteva vitamine din aceste plante foarte nutritive, care sunt bio și încep să se dezvolte odată cu venirea primăverii. Avem câteva foi de ștevie. Avem câteva frunze de varză cale, care a supraviețuit peste iarnă fără nicio problemă. Cale creață, la fel a supraviețuit și foarte gustoasă și plină de vitamine și fibre. Avem un pic de ceapă. Acest cimbru care a supraviețuit peste iarnă este un cimbru de munte. Are o mireasmă deosebită. Un pic de leuștean. Avem și frunze de țelină, care la fel a supraviețuit peste iarnă. Niște salată care seamănă cu rucola. Este destul de iute, la fel a supraviețuit peste iarnă, plină de vitamine. Și să nu uităm de păpădie, care din păcate românii nu prea o savurează și o folosesc în dietă, în alimentație, însă este foarte hrănitoare, nu este otrăvitoare, este la fel de gustoasă ca rucola. Și vă sfătuiesc, mai ales acum în primăvară,
dacă aveți zone nepoluate prea mult, să o puneți în salată. Este deosebit de bun. Bine, dragi prieteni, să ne reauzim cu bine și nu uitați că aceste minunății ale naturii o să vă ajută să vă luptați cu bolile și mai ales acum cu coronavirus. E bine să aveți o dietă destul de bogată și bazată pe fructe, legume și verdețuri în principiu. Pentru că vitaminele pe care le dau aceste plantuțe cu siguranță vor fortifica organismul. Toate cele bune, să ne reuzim cu bine, prieteni!